Bună tuturor! Poate vă doriți și voi să deveniți fermieri exact așa cum am devenit eu și să aveți și voi acces la hainele și la itemele pe care le port eu acum. În episodul de astăzi vă voi arăta podul secret pe care l-am găsit la fermă și vă voi arăta cum să faceți rost de aceste haine care sunt extrem de scumpe, dar voi nu trebuie să plătiți nimic pentru că trebuie să vă dau niște coduri și aveți acces gratis la toate aceste haine și la toate accesoriile pe care le am eu. Înainte să începem, nu uitați să vă abonați în cazul în care nu sunteți abonați și să dați un like acestui episod. După cum se vede, eu sunt deja un fermier, numai că unui fermier nu trebuie să-i lipsească ferma, bineînțeles. Mie îmi lipsește ferma, așa că tot ce trebuie să facem noi acum este să ne luăm ferma. Și acum, dacă avem și ferma, ne putem numi fermieri adevărați, nu? Bineînțeles că putem să schimbăm numele aici, așa că o să schimb numele fermei și o să fie și ferma voastră, așa că o să scriem ferma îngerașilor. Se pare că nu vrea, așa că o să lăsăm așa, o să schimbăm numele, ne gândim noi la alt nume care să poată fi scris acolo. Și haideți să începem, probabil că știți deja despre ce este vorba în acest update, avem acces la o mulțime de chestii. O să facem o scurtă recapitulare pentru cei care au trăit sub o piatră și nu știu despre ce este vorba în acest update. Aici avem o plantație de porumb. Dacă dăm click pe ea, avem acces la porumb și putem să îl luăm, putem să facem roleplay. Dar asta nu este tot. Dacă nu vrem ca aici să avem porumb, putem să punem să fie în stadiul de semințe porumbul sau putem să punem copaci. Avem brăduți aici. Și dacă dăm click pe brad, putem să cărăm un brad, cine știe, poate vrem să decorăm curtea cu brazi. Dacă vreți de asemenea să decorați curtea cu brazi, nu puteți doar luând acel brad de acolo. În schimb, puteți intra la props, pentru că s-au adăugat props noi și puteți să puneți câți brazi vreți voi în curte. Puteți să puneți și dovleac. Cam așa arată dovleacul. Puteți să nu puneți nimic dacă vreți să fie doar pământ. Și în casă, dacă mergeți, puteți să schimbați anotimpul care este la fermă, adică puteți să faceți să fie primăvară. Iar dacă faceți să fie primăvară, acolo vor apărea semințele și dacă selectați să fie iarnă, nu va fi nimic, va fi pur și simplu vegetație moartă. Super tare, așa-i? Asta este o căsuță mică, cochetă, mi se par un pic fricoșătoare toate tablourile astea. Dar asta este ce să facem, le acceptăm așa cum sunt și haideți să vă arăt acum unde este podul secret în această casă. Tot ce trebuie să faceți este să mergeți în baie, aveți nevoie de un sac de dormit, luăm acest sac de dormit și avem nevoie și de scară. O să punem scara aici și o să luăm sacul de dormit și o să-l punem în tavan, după care va trebui să ne chinuim să urcăm și să ne urcăm în sacul de dormit. Și iată unde am ajuns, am ajuns într-o cameră secretă. Și din baie, cu ajutorul sacului de dormit, am ajuns într-un pod misterios, nu se depozitează nimic în acest pod și văd că poți să treci prin pereți. Momentan acum sunt în pod, dar într-o altă încăpere. Și pot să intru și aici, să mă ascund în pod, în spațiul ăsta. Mi se pare super tare. Nu știu de ce există podul ăsta aici. Era fain dacă se depozita ceva. Și haideți să vedem unde ieșim. Suntem chiar aici sus. Să-mi scrieți în comentarii dacă știați despre acest pod. Și de ce credeți că nu s-a pus o scară sau măcar o cale de acces? De ce trebuie să ne chinuim cu un sac de dormit? O fi ceva secret? Ceva misterios ce trebuie să descoperim noi? Aștept să vă scrieți opinia în comentarii. Iar eu acum o să vă arăt cum să deveniți fermieri, exact așa cum am devenit eu. Haideți să începem! Și mi-am resetat caracterul, arăt eu, așa arăt eu normal, iar acum o să vă arăt care este codul pentru pălăria pe care am avut-o înainte. Ca să aveți acces la pălărie, trebuie să introduceți acest cod la Roblox Catalog ID, codul fiind 25659139. Și haideți să vedem, aparent funcționează. Asta este pălărioara mea, mi se pare super cute, super drăguță și super potrivită pentru fermă. Dacă ar fi să vă cumpărați această pălărie, ea ar costa 150 de Robux, deci este destul de scumpă.
Însă dacă introduceți acest cod, ea este gratis doar aici în Brookhaven. Bun, haideți să trecem la următorul lucru pe care o să-l purtăm astăzi în acest episod la fermă. Orice fermier are la el o greblă. Așa că dacă vreți și voi să aveți o greblă în Brookhaven, trebuie să introduceți acest cod 5865567866. Notați-l și haideți să vedem. Tada! Avem o greblă. Grebla costă 100 de Robux, dar eu n-am plătit nimic și hai să trecem și la următorul item. O să vă las codul pentru următorul item, dar nu vă spun ce este. 4319701394 costă 50 de Robux și este vorba despre spicul de grâu. Ce părere aveți? Orice fermier are nevoie de un ghiozdan în care să-și pună lucrurile atunci când merge în câmp, așa că eu am pregătit pentru voi ghiozdanerul fermierului. Codul pentru acest item este 13449295450. Notați-l și haideți să vă arăt cum arată ghiozdanelul pe care îl are fermierul. Mi se pare super drăguț și cam așa merg eu în câmp. Acum că am rezolvat cu accesoriile, ne trebuie și o salopetă. Am găsit o bluziță, o jumătate de salopetă super drăguță. Codul pentru aceasta este 64000049. Notați-l undeva și haideți să vedem cum arată. Este o bluziță cu imprimeu floral care are salopeta, dar e doar pe jumătate, așa că o să vin și cu pantalonii. Avem nevoie și de o pereche de pantaloni atunci când mergem în câmp, așa că dacă ați notat codul pentru bluziță, să-l notați, pregătiți-vă să-l notați și pe cel pentru pantalonași. 7535451226 este codul pentru pantalonaș și este de fapt o salopetă, numai că nu se vede partea de sus, pentru că în partea de sus avem o bluziță. Acum, dacă voi găsiți niște pantaloni de un albastru mai deschis, mai apropiat de bluziță, ar fi ideal, însă asta este ceea ce am găsit eu. Aștept să vă spuneți părerea în comentarii despre ținutea mea și înainte să terminăm vreau să mai încerc ceva ce am văzut că merge. Într-adevăr, m-am uitat în casă și am văzut că n-avem seif. Și am văzut că seiful ar fi ascuns sub pământ în zona asta. Haideți să vedem dacă funcționează. Se pare că a funcționat. Tot ce trebuie să faceți este să săpați pământul acolo și după veți cădea aici, pentru că seiful este îngropat în pământ și aici veți avea acces la banii pe care i-ați îngropat practic tot voi, pentru că este ferma voastră aici. Mi se pare super frumos, e prima dată când văd în Brookhaven acest concept de bani îngropați în pământ și haideți să vedem cum ieșim. Sincer, nu știu cum ieșim de aici. Habar n-am, dacă aveți voi vreo idee cum putem ieși, să-mi scrieți în comentarii. Momentan o să mă teleportez aici. Și am mai văzut o chestie, că putem da... Trebuie să apăsăm pe Shift și pe P, dacă sunteți pe calculator. Și acum suntem în modul spectator. Adică corpul meu nu se mișcă de acolo, pur și simplu stă acolo, dar eu totuși mă pot plimba pe hartă. Super, mi se pare super drăguț și uite așa putem să și vedem mai bine podul ăsta secret de aici, pe care l-am accesat prin baie cu sacul de dormit. Este un spațiu foarte, foarte mic și văd că este și în partea asta. La probabil tot din baie putem ajunge cumva sau probabil de la bucătărie. Este un spațiu aici și un spațiu în zona băii. Bun, să sperăm că v-a plăcut acest episod și că v-a fost de ajutor. Aștept să vă spuneți opinia în comentarii. Noi ne revedem data viitoare. Pa!